În data de 12 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipale Călăraș au depistat o femeie în vârstă de 43 de ani din municipiul Călăraș, în timp ce lua din autoturismul parcat pe strada Știrbei Vodă două genți ce conțineau 575 de pachete țigarete de diferite mărci, pe care acesta ar fi intenționat să le comercializeze fără a putea face dovada provenienței acestora. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, pachetele de țigarete fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor.